Bună, sunt Valeria și astăzi o să-ți arăt cum am învățat eu scorul SOFA. Sper să te ajute și pe tine. Deci, haideți să începem cu începutul. Scorul SOFA urmărește 6 parametri, da? Și o să îi notăm în ordinea în care apar în carte. Am făcut o formulă mnemotehnică pentru ca să fie mai ușor de reținut și anume o să folosim formula mnemotehnică Rich Caesar, da? Deci, dei cezarului ce e al cezarului, ca să citez. Deci, Rich, R, CH, Rich, ce unida, Rich Caesar, da? CSR. Ok, pentru ce stă fiecare? R stă pentru respirator, C pentru coagulare, o să ne intereseze trombocitele, H stă pentru funcția hepatică, o să ne intereseze bilirubina, C stă pentru cardiovascular, S stă pentru SNC, R stă pentru renal. Da? Deci, să începem cu începutul, să vedem câte puncte obține pacientul pentru fiecare parametru. Deci, va obține maxim 4 puncte, da? Deci 0, 1, 2, 3, 4. Ok. Apropo, o creștere mai mare sau egal cu 2 a scorului SOFA o să ne identifice pacienții cu disfuncție de organ, da? În contextul definiției sepsis 3. Ok, deci ne interesează dacă SOFA crește cu 2 sau mai mult. Acum, să începem să completăm acest tabel. R, am zis că stă pentru respirator, o să ne intereseze aici pe PaO2-ul, pe FiO2, da? Și o se măsoară în atenție kilopascal. Nu știu dacă în România folosește cineva kilopascal și dacă nu folosește nimeni, înseamnă că acest tabel este practic degeaba, dar ok, hai să-l completăm așa cum este. Deci, este super simplu de reținut, cel puțin primele două linii, primele două rânduri, pentru că avem aici mai mult și aici avem mai puțin, da? Și e aceeași valoare. Deci, aici o să avem 53,3. Da? Și aici avem mai puțin de 53,3 kPa. Da? Deci pe PaO2, pe FiO2 o să fie mai mult de 53,3 și aici mai puțin de 53,3. Deci pentru respirație trebuie de reținut două numere, aș zice. 53,3 și 40 de aici. Da? Celelalte le putem deduce ușor și anume pentru a obține 3 puncte, pacientul meu trebuie să aibă pe PaO2, pe FiO2 mai puțin decât cam jumătate din 53,3, da? Să zicem o jumătate estimată un pic, pentru că e acolo un 0,1, dar nu-i problemă, oricum e ușor de reținut, deci 26,7, da? Deci am reținut 53, țin minte că jumătate 53,3, cam jumătate, 26,7. Iar la 4 vorbim despre jumătate de aici, da? Adică mai puțin decât 13,3. Încă o chestie interesantă aici, că la 3 și 4 avem ventilația mecanică, da? Deci și ventilație mecanică, să nu uităm. Ok, trecem la următoarea care e coagularea. Aici o să ne intereseze trombocitele, da? Trombocitele care vin din 50 în 50 și începem cu 150, da? Deci mai mult de 150, mai puțin de 150. Ca valoare o să avem numărul de trombocite mulțit cu 10 la 9 pe litru, da? Na, iarăși o unitate de măsură mai ciudată, dar e simplu de reținut, da? Deci mai mult de 150, mai puțin de 150 și din 50 în 50 o să avem aici 100, adică mai puțin de 100 și aici mai puțin de 50. Aici, după logica noastră, ar trebui să fie 0, dar na, nu putea să fie chiar 0 și o să fie 20, da? Să ținem minte, mai puțin de 20. Foarte bine, după care o să urmeze funcția hepatică. La funcția hepatică o să ne intereseze bilirubina, da? E un pic mai tricky funcția hepatică, dar oricum e interesant de reținut
Și trebuie să ținem minte aici 20 și aici iarăși 20. Deci, aici trebuie să fie mai mică decât 20, aici trebuie să fie mai mare decât 20, dar suntem la 4, deci mai mare decât 204. Da? Deci suntem în coloana 4, mai mare decât 204. Acum, pentru a completa, o să mă gândesc direct la 2 și la 2 e o chestie așa super drăguță, pentru că există 2 de 3, adică 33, și cifrele următorului număr, dacă le adunăm, o să ne dea 2, da? Adică o să avem aici 101. Atenție, 101 și nu alt număr cumva. Deci 33, 101. Dacă avem capetele, putem foarte simplu să ne dăm seama ce o să fie aici, da? Și avem 20, 32 și aici o să avem 102 până la 204. Super simplu. Ok. La funcția cardiovasculară, da? La sistemul cardiovascular, o să ne intereseze tensiunea arterială, da? Și anume tensiunea arterială medie, atenție, și aici o să fie mai mare de 70, aici mai mică de 70. Nu mai comentez nimic ca să nu pierdem timp. Deci, mai mare decât 70, mai mică decât 70, aici e bine înțeles deja faptul că trebuie să fie mai mică decât dacă pacientul ar obține un punct, da? Dar nu mai e, adică cei mai puțin de 70 deja nu cred că o să facă mare diferență, da? Ceea ce o să facă diferență între aceste, în numărul de puncte pe care le primește pacientul, o să fie doza de vasopresoare, da? Deci, la toți pacienții o să dau dopamină, da? Deci, dopamină, dopamină, dopamină. Ceea ce variază este doza și anume aici se dă, deci știm că doza de dopamină este între 5 și 15, da? Deci aici o să se dea mai puțin de 5 micrograme pe kilogram pe minut, da? Aici o să se dea 15, adică mai mult de 15 micrograme pe kilogram per minut, țineți minte, și dopamina aici o să fie normal că între ele, adică 5 15 micrograme pe kilogram pe minut. Ok. Ca alternativă aici am dobutamina și scrie în orice doză, da? Deci am făcut aici un semn infinit. Ok. La celelalte două vom folosi epinefrină sau norepinefrină. Ceea ce variază este doza, iarăși. Norepinefrină și epinefrină. Doza aici o să fie mai puțin sau egal cu 0,1 micrograme pe kilogram per minut, da? Și aici o să avem mai mult de 0,1 micrograme pe kilogram per minut. Acum, SNC-ul, deci linia, rândul cu SNC, este superb, este foarte simplu de reținut. Deci, ce trebuie să reții, că începe aici cu 15, da? Avem 15, 0, perfect, după care eu o să le scriu un pic invers decât cum este în carte, pentru că mi-e mai ușor să țin minte, da? După 15, dacă numărăm descrescător, urmează 14, da? Și aici avem 1, înseamnă că diferența de aici trebuie să fie egal cu 1, da? Adică 14 minus 13 e 1, da? După 13 urmează 12. 12 minus cât e 2? 12 minus 10, da? Deci 14, 13, 14 minus 13, 1, 12 minus 10, 2. Ok, aici după 10 urmează 9. 9 minus 3 e 6, da? Deci 9 minus 6, 3, perfect. Și aici, bineînțeles, că o să fie tot ce avem mai mic decât 6. Super, super simplu și foarte drăguț SNC-ul. Deci o să pun aici o steluță, că îmi place mult. Acum, funcția renală, da? Deci aici o să folosim creatinina și ne interesează diureza. Ok. Pentru creatinină, trebuie să ținem minte că aici începe cu 110. Apropo, și creatinina se măsoară în alt fel. Deci se măsoară, am uitat, milimol pe decilitru, nu știu sigur pe ce. Știu că am verificat eu pe net, am făcut
conversia și mi-a dat că aici creatinina ar 110 ar însemna undeva 1,2. Dar nu contează, nu ne băgăm mai multe cifre în cap decât trebuie, mai multe numere în cap decât trebuie. Deci, 110, fie așa cum e. Deci, aici mai puțin de 110, ok? Deci, și să ținem minte că aici e până la 440. Și ne mai interesează diureza, o să fac doar aici. N-a fost chiar bine gândit tabelul. Ok, deci diureza o să ne intereseze pentru punct 3 și 4, da? Deci aici e diureza. Ok, și apropo, de ce am început repede cu diureza? Pentru că e simplu de reținut, aici la 4 avem 220 jumătate, da? Și aici avem 500. Deci dacă avem mai puțin de 500 de mililitri pe 24 de ore, acordăm 3 puncte, dacă avem mai puțin de 220, avem 4 puncte. Aici este mai mult decât 440. Aici, pentru ca să reținem creatinina, țineți minte la 3, că avem 300, 500, un număr foarte drăguț, rotund, și aici avem 300, iarăși, un număr foarte drăguț, rotund. Deci, de la 300 la 440. Aici, la 1, nu cred că am găsit eu o formulă. Am ținut pur și simplu minte că e 110-170, dar dacă îmi vine în minte vreo idee, sigur că o să vă zic și vouă, deci 110-170 și aici ar trebui să fie între, da? 171 și 299, da? Deci 171-299. Ok, și în felul ăsta am completat tot tabelul ăsta, nu este greu deloc, odată ce îl faci de 2, 3, 4, 5, 6, 7 ori, sigur o reții. Nu, glumesc, se reține mai ușor de atât, dar da, cred că trebuie repetat. No, sper că v-a plăcut și aștept un feedback dacă vă plac filmulețele de acest gen. Vă mulțumesc!